După un an în care a avut parte de criză politică suprapusă peste cea economică, România a reușit să respecte angajamentele din acordul cu femei, Banca Mondială și Comisia Europeană. Așa susține premierul. Emil Boc anunță că a cerut celor trei instituții financiare internaționale să permită guvernului de la București să acorde mai multe garanții guvernamentale. Prin acest instrument să putem absorbi mai mulți bani europeni, să putem ajuta colectivitățile locale pentru partea de cofinanțare și de asemenea să putem extinde mecanismul acesta al garanțiilor guvernamentale și în alte domenii, gen program Prima Casă. Sunt însă angajamente la care România e restantă, s-au plâns cei din delegația femeii Băncii Mondiale și Comisiei Europene. Este vorba despre legea pensiilor și legea responsabilității fiscale. Guvernul se vede nevoit să-și reînnoiască promisiunile. Adoptarea până la sfârșitul lunii martie a legii responsabilității fiscale și adoptarea în sesiunea care urmează parlamentară a legii care vizează reforma sistemului de pensii. De alte minusuri din acordul încheiat cu țara noastră, reprezentanții celor trei instituții vor discuta separat mâine și marți cu ministerele de resort. Vizita acestora la București pentru un nou raport de evaluare se va încheia pe 27 ianuarie.